S-au cunoscut în anul 2016, iar câteva luni mai târziu aflau că vor deveni părinți și se căsătoreau în cadrul unei nunți fastuase la care au participat câteva sute de persoane. În toți acești ani, Ilinca și Andrei Neacșu au fost un cuplu solid, invidiat de întregul showbiz. Suflete pereche, am putea spune chiar. Tocmai de aceea informațiile conform cărora cei doi și-ar fi spus adio a căzut ca un trăsnet până și pentru apropiați. Informația nu a putut fi confirmată în acel moment, iar cei doi soți au negat indirect faptul că nu mai formează un cuplu. Cu toate acestea, au postat pe social media o mulțime de videouri în ziua de Paște, în care păreau să fie fericiți împreună. Ei bine, în realitate, lucrurile nu stau deloc așa. Se pare că Andrei Neacșu a părăsit căminul conjugal, mutându-se într-un apartament de pe șoseaua Nordului, pe care l-a achiziționat recent. Ba mai mult, în viața sa ar exista o altă femeie, însă nici măcar apropiații nu știu dacă noua relație este una serioasă. Aceleași surse ne-au mărturisit că problemele lor nu ar fi de ieri, de astăzi, ci de aproape un an. Au făcut însă tot posibilul să-și mai dea șanse și au încercat să-și salveze căsnicia. Acesta este și motivul pentru care au ales să meargă împreună în vacanța din luna decembrie a anului trecut în Mexic. Și au dorit să se reconecteze unul cu celălalt și să redescopere fericirea în familie. Deși nu mai formează un cuplu de ceva timp, Ilinca și Andrei nu au vorbit încă despre divorț. Vor să fie siguri că aceasta este cea mai bună soluție, motiv pentru care, momentan, fiecare își vede de viața lui. Dacă omul de afaceri duce o viață de burlac, Ilinca locuiește, încă, împreună cu soacra, într-o vilă impozantă din cartierul Tunari.